Cu 103 blocuri reabilitate în ultimii 3 ani, primăria Slatina are pe lista de priorități continuarea acestor investiții până la înveloparea tuturor blocurilor din oraș. În curând va fi desemnat constructorul care să izoleze termic alte 58 de imobile. Este programul pe care mi l-am asumat și pe care o să-l continuăm în Slatina până la ultimul bloc. Pentru că pe lângă partea estetică este foarte importantă partea de eficientizare a energiei. La ora actuală noi avem 58 de documentații făcute, adică proiectarea pentru 58 de blocuri. Aceste documentații vor fi scoase în licitație. În afară de acestea, ar mai fi încă 248 de blocuri nereabilitate în oraș. Primăria Slatina vrea să le anvelopeze pe toate și a făcut primele demersuri în acest sens. Direcția Administrarea Patrimoniului le-a identificat și acum ia legătura cu asociațiile de proprietari pentru realizarea documentelor premergătoare. Prin serviciul patrimoniu al nostru am identificat alte 248 de blocuri. Dar aici am lucrat cu asociațiile de proprietari. Avem un proiect mare pentru 4 ani de zile. Vrem să facem un contract cadru pentru anveloparea tuturor blocurilor din Slatina. În 2-3 săptămâni o să scoatem în licitație acest contract cadru care va cuprinde cele 248 de blocuri pe 4 ani de zile. Este un contract foarte, foarte mare. Cele 248 care se pun practic lângă cele 104 blocuri pe care ați zis mai devreme. Pe lângă cele 103, pe lângă cele 58 la care deja avem documentația tehnică, mai vin și 248 de blocuri. Primarul Slatinei Emil Moț a explicat că toate blocurile trebuie să fie înscrise într-o asociație de proprietari pentru a putea fi anvelopate. Autoritățile au discutat acest aspect cu președinții de asociații care vor accepta să preia imobile doar pentru reabilitare. Dragi slătineni, nu putem să anvelopăm blocul sau nu putem să anvelopăm o scară dacă nu avem o asociație de proprietari. Știu că mulți dintre dumneavoastră ați ieșit din aceste asociații de proprietari, din vari motive. Nu mai contează. Dar dacă vrem să avem blocul anvelopat, trebuie să intrăm și o să vă dau soluție și am dat de fiecare dată. Trebuie să intrăm într-o asociație de proprietari pentru că Primăria Municipiului Slatina nu poate să încheie un contract cu fiecare persoană fizică. Din păcate, așa este legea și noi nu putem să facem lucrări pe proprietăți private. În schimb, printr-un contract de mandat și printr-o asociație de locatari, noi facem un contract cu o persoană juridică și atunci putem să vă introducem blocul în programul de anvelopare. Până acum, locatarii mai multor blocuri din Slatina au înțeles că înscrierea în asociație e singura soluție legală pentru a avea blocul izolat termic și au reușit să respecte această condiție. Au libertatea ca după finalizarea programului de anvelopare să se retragă din asociație fără costuri.